Termoelectrica îndeamnă consumatorii și administratorii de bloc să regleze consumul de energie termică în locuințe pentru confortul termic al locatarilor și neadmiterea supraconsumului de energie termică. Solicitarea a fost făcută în contextul temperaturilor ridicate din ultimele zile. Termoelectrica asigură furnizarea calitativă a energiei termice până la branșamentul clădirii, iar sistemul ingineresc de încălzire intrabloc este administrat de locatari prin intermediul administratorului de bloc. În comunicat se menționează că instalațiile Termoelectrica funcționează la parametri optim din punct de vedere tehnologic. Astfel, dacă locatarii observă caloriferile supraîncălzite, instituția recomandă să solicite intervenția administratorului de bloc pentru reducerea debitului de agent termic. Echipa Termoelectrica este disponibilă să ofere sprijin consultativ administratorilor de bloc în reglarea și ajustarea consumului de energie termică. Meteorologii au prognozat pentru următoarele zile vreme frumoasă cu temperaturi de până la +14 grade Celsius pe timp de zi.